găsit, dragilor, la podcastul Fii autoarea vieții tale. Alături de mine astăzi Simona Nicolaescu, psihosexolog și psihoterapeut. Bine ai venit, Simona! Bine te-am regăsit! Prima întrebare, ce înseamnă să fii autoarea vieții tale? Am auzit întrebarea asta mai devreme și chiar mă gândeam ce o să răspund. Nu mi-am stabilit și chiar îmi spuneam că, deși îmi place foarte mult acest titlu, în același timp realizez în propria viață că sunt o persoană foarte strictă, am niște obiective, am niște țeluri și știu că odată ce mi-am propus ceva, sunt autoarea vieții mele și obiectivelor mele, să le realizez. Însă, de-a lungul timpului, am constatat că parcă este ceva, știi, setat încă de când venim aici pe lume. Și suntem într-o misiune. Și când ne reușim, și Universul, Dumnezeu sau cine vrei tu, ne transmite din când în când semnalul. Vezi că asta e misiunea ta și asta o faci. Și lucrurile se clarifică așa pe parcursul vieții. Și dacă reușești să prinzi mesajul care vine de multe ori de sus, și ești conectat la el, atunci lucrurile încep să se alinieze. Deci odată ar însemna să fim atenți la noi și la semnalele care ne sunt transmise de acolo, de la divinitate. Și apoi, știi cum e cu bancul acela, că Dumnezeu nu-ți spune în traistă. Fiind conectat, fiind prezent în propria viață, lucrurile încep să se întâmple cu un plan. Și cu un plan al nostru și cu o voință a noastră și cu încrederea că suntem întotdeauna susținuți, nu suntem niciodată singuri. Am citit chiar săptămâna asta un lucru care foarte simplu, dar m-a impactat foarte mult, și anume că noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, iar Dumnezeu ne răspunde prin intuiție. Și spunea autoarea cărții că dacă simți cumva un impuls într-o zi să te duci într-un anumit loc sau să faci ceva, ar trebui să-ți dai răgazul, să urmărești acele mici semne care nu, poate în ziua respectivă nu are niciun sens pentru tine, acea voce care ți-a șoptit mesajul, dar poți să descoperi. Și cumva tot reflectam la acest fapt că nu ne dăm acest răgaz să auzim și să ne auzim. Da, dacă suntem conectați, de exemplu, la toate mesajele care vin în exterior, de la ce să cumpărăm până la cum ar trebui să fie familia noastră, cum ar trebui să urmăm cariera noastră, normal că nu mai suntem atenți. Dar ce am mai constatat un lucru și în lucrul meu cu clienții, dar și pe propria în piele, că oricum are grijă cineva să ne dea o mică palmă, de regulă, din păcate, sub formă de boală, și atunci ne pune la pat și aia este, de fapt, mai degrabă trebuie să vedem ca pe un dar, că înseamnă că ăsta este momentul să ne ascultăm pe noi și să auzim ceea ce ne transmite divinitatea. Ți-ai ales așa un domeniu destul de nișat în psihosexologie, nu prea vorbim despre lucrul ăsta. Cum a venit alegerea acestei formări pentru tine? E o chestie destul de veche. Odată, apropo de semnalele care tot apar, am avut eu o experiență foarte proastă în copilărie, ca și abuz sexual, despre care nu aș vrea neapărat să vorbesc acum. Mi-a luat foarte mult timp până să ajung să vorbesc despre el, pentru că, din păcate, atunci când ești abuzat, trăiești un sentiment de vină că tu ai greșit și atunci mai degrabă ți este greu să spui, pentru că zici, băi, a fost vina mea, nu trebuia să se întâmple ceva anume. Și apoi, împreună cu Procter & Gamble, când aveam 20 de ani, am început să facem cursuri în școli, în licee, cu fetele, să-și cunoască propriul corp. Și mi-am dat seama că nu știu foarte, foarte multe lucruri. De altfel, nici eu nu le cunoșteam până la acest program, unde am fost învățată ce informații să le transmit. Și, bineînțeles, toate erau corelate cu a promova propriile lor produse, însă 99% din informații era despre a ne cunoaște pe noi și cum funcționează corpul nostru de-a lungul unei luni cu menstruația. Și, inevitabil, au apărut discuții despre sexualitate și aveau
foarte multe întrebări. Noi nu eram pregătiți, noi ca și facilitatori, nu eram pregătiți pe tema asta, eram strict legat de corp, pregătiți să vorbim lucruri mai mult despre anatomie. Și ai mers mai departe. Când asta era de mult, știu că formarea ai făcut-o cumva mai aproape de momentul prezent și între timp ai făcut destul de multe formări. Sunt destul de multe lucruri care apar în psihoterapie și s-au legat, nu pot să spun care a fost momentul. Știu că am început această formare în pandemie atunci când activitatea era destul de scăzută. Nu știu care a fost primul gând, dar este o sămânță care a fost plantată de mai demult acolo în căpușorul meu, în ființa mea. Și s-au legat atunci când a fost o perioadă mai liniștită. Dacă nu te relaxezi, vin informațiile către tine că, uite, asta este o direcție în care să mergi. Și atunci am început formarea în psihosexologie și a fost foarte interesant. Că odată ce te formezi, tu lucrezi și cu tine. Și am avut o fel de revelații, inclusiv în relația cu fiul meu, inclusiv ce mesaje transmit eu ca și părinte mai departe. Și încetul cu încetul am trecut și către zona asta de a scrie. De fapt, nu am început cu a scrie cartea, am început cu a-mi sistematiza informațiile ca să țin workshop-uri pentru părinți, pentru că, efectiv, atunci când am început formarea, nu știam la ce să mă aștept și mi s-a părut că s-a deschis și mai mult acest univers care este extraordinar de fain. Ce nu ne dăm noi seama ca adulți, și aici o să mergem către cartea pe care ai scris-o, este că multe lucruri de fapt își au rădăcina în copilărie și cumva mintea noastră este structurată într-o manieră în care în momentul în care ajungem adulți trebuie să ne rezolvăm toate problemele sau toate lucrurile pe care ni le dorim altfel, visele, tot ce acolo să ni le rezolvăm ca adulți. Nu ne dăm seama că undeva niște semințe au fost plantate de mult și bănesc și intuiția mea este că ai scris această carte, putem să-i dăm și numele, pentru părinți și te-ai dus să faci workshop-uri pentru că acolo e rădăcina. De acolo putem să creștem niște generații care să nu mai aibă problemele pe care în urmă cu ani în workshop-uri fetele le aveau și facilitatorii le aveau, nu puteam să răspundem unor anumite întrebări. Despre ce este cartea? În primul rând, numele este Secrete și sinceritate, 100 de întrebări despre intimitate de la copii și adolescenți. Și da, este o carte pe care am scris-o pentru părinți, în primul și în primul rând pentru că consider că părintele este cel care ar trebui să facă această educație despre intimitate, dar bineînțeles și el la rândul lui are nevoie să fie informat. Din păcate, în acest moment și copiii la 8-9 ani pot să aibă acces la material pornografic chiar așa, chiar dacă nu au acces ei la telefon. Se nimerește câte un copil mai mare la câte o petrecere, nu sta atenți părinții, are telefonul la îndemână și arată din dorința de a arăta ce grozăvie a aflat el. Și da, al doilea lucru este că tu, ca și părinte, poți să transmiți niște mesaje care au impact mai târziu și chiar o să dau un exemplu apropo de mesaje date. Unei domnișoare s-a spus nu-ți începi viața sexuală până nu termin facultatea. Și ea săracă a terminat facultatea la 30 de ani. Și fix atunci și-a început viața sexuală pentru că a fost acel respect față de părinți. Nu că ar fi ceva rău, dar și-a dat seama destul de târziu că au fost o restricție da, impusă din copilărie, nu a fost o alegere personală. Practic era ca un program care rula în spatele minții și care tot timpul, rolul programelor este să-și ducă misiunea la bun sfârșit, din păcate. Vestea bună este că putem să schimbăm programele, da. Da, cu siguranță, cu siguranță. Da. Uite, pe de altă parte și noi ca părinți nu suntem conștienți de lucrurile pe care le spunem. La un moment dat, apropo iarăși de program, o mămică îi tot spunea copilului ei în momentul în care îi schimba pampersul, cum poate să pută ăsta, da? Și era vorba despre pampers, nu despre
copil. Și copilul apoi, la, când a trebuit să gestioneze felul 2, nu-l gestiona de unul singur. Adică prefera mai degrabă să nu scoată nimic din el și să se așeze pe scaun, să-și rețină fecalele, tocmai pentru că e ceva în neregulă cu... Și copilul era foarte mic și ai zice că la câteva luni când îi schimbi pampersul... Nu înțelege, nu știe, dar asta e nevoie să fim conștienți că înțeleg o bucățică din cât înțelegem noi și ba mai mult înțeleg prin propriile lor filtre de la vârsta respectivă și interpretează, preiau mesajul și îl vor reflecta printr-un anumit comportament care este dăunător propriei persoane, propriului corp în situația de față. Acum să spun o întrebare la care eu știu răspunsul și care poate pentru multe persoane va fi un răspuns șoc. La ce vârstă începe educația sexuală? Vreau să zic că poate nu știu răspunsul. Îl știi. Păi eu consider că din primul moment de când am născut copilul începem educația sexuală. Probabil că cel mai bine ar fi să clarificăm și ce înseamnă educație sexuală, că până la urmă oamenii pot să fie șocați, cum adică să începi educația de la o vârstă atât de fragedă. Până la urmă, educația sexuală presupune și cunoașterea propriului corp, stima de sine, încrederea în propria persoană și modul în care eu mă raportez la copil, inclusiv în momentul în care îl îmbăiez. Dacă eu sunt fetiță și tata niciodată nu face baie, eu, undeva într-un plan secundar, în subconștient, o să pun întrebarea, ce se întâmplă? Este ceva în neregulă cu mine? Normal, nu este conștient, nu este logic. Atunci, de asta este bine să fim conștienți că gesturile noastre pot să impacteze pe termen lung imaginea proprie, pentru că am interpretat într-un anumit fel gesturile, mesajele celor din jur. Iarăși un exercițiu de exemplu destul de important este când îmbăiem copilul, oricât de mic este el, și îl familiarizăm cu propriile părți ale corpului, să se le menționăm pe toate, inclusiv penisul, inclusiv vulva, nu doar capul. În momentul în care speli degetele, să-i spui, uite, acum spăl degetele, și în felul ăsta el învață și învață că este în regulă orice parte a corpului lui. Mi-aduc aminte în povestea o prietenă că a fost martora momentului în care copiii ei, foarte apropiați de vârstă, pe care îi îmbăia împreună, deci aveau câteva luni și băiețelul un an, au constatat că sunt diferiți și nici măcar nu au făcut, cum se cheamă, nu puteau să verbalizeze și au fost pe bază de gesturi. Băiatul s-a uitat la ea, o. Da, normal, pentru că ei explorează foarte mult lumea. Cumva, felul ăsta în care noi ne identificăm, în care înțelegem că suntem diferiți din punct de vedere sexual, apare foarte devreme și cumva se cristalizează în mintea noastră și de multe ori, poate pentru un părinte sau pentru chiar și pentru un terapeut, va fi dificil să treacă de acele filtre pe care deja le-am pus, adică vor veni cu muncă. Da, cu destul de multă muncă și uneori poate că oamenii nici nu conștientizează că au aceste probleme de atunci, atunci nici măcar nu lucrează. Deci, uneori efortul poate să fie minim, dar impactul poate de multe ori să fie dezastruos. S-a vorbit foarte mult despre momentul în care se va introduce educația sexuală în școli. Și este un moment controversat. Eu cred că am spus asta în momentul în care făceai tu emisiunea pentru psihologii, că mi se pare cumva că acest moment trebuie să fie undeva începutul în familie și una dintre îngrijorările pe care le aveam acum câțiva ani era că fiecare copil se dezvoltă diferit și cumva nu poți să hotărăști, se întâmplă la 6 ani, la 7, la 10, s-ar putea să fie prea târziu deja. Cum vezi tu acest aspect? Dacă mă corelăm cu informația despre care am vorbit mai devreme, că începe de la zero și n-am explicat ce înseamnă educație sexuală.
Eu am o anumită viziune. Fiecare are viziunea lui despre educația sexuală, însă am putea să ne uităm la ea ca ceva destul de amplu. Atunci, dacă luăm fiecare segment în parte, poate că un anumit segment poate să fie predat în școli, altul de către părinți, altul de către un psihosexolog, dar ideea este că eu atunci când mă gândesc la educație sexuală, mă gândesc la corp, mă gândesc la, ce spuneam mai devreme, imagine, încredere, mă gândesc la relații și partea asta de relații putem să discutăm oricând în școală. Bineînțeles că este util să o discutăm și în familie, pentru că fiecare familie are propriile valori, propria viziune despre cum ar trebui să fie aceste relații și vorbim despre iubire. Pentru că, iarăși, din punctul meu de vedere, normal că nu o să împărtășească toată lumea lucrul acesta, dar sexualitatea este împreună cu iubire. Atunci, de fapt, lucrurile se întâmplă în mod magic. Altfel pot să fie doar niște reacții fizice și atâta. Dar daoismul are un principiu, împreună în iubire și prin sexualitate poți să atingi divinitatea și eu personal mă regăsesc mai degrabă în modul ăsta de a privi sexualitatea. Și atunci cine se predea iubirea? Cine ne-a predat nouă iubire? Da, pentru mine iubirea a fost predată, între ghilimele, de către bunica mea, pe care am considerat-o ca și mama mea. Acolo am simțit acea iubire necondiționată și o caut în relațiile mele. Dacă eu n-am primit niciodată iubire, cum o să caut în relațiile mele? Probabil că nici nu o să o găsesc vreodată. Și atunci cum să mă raportez când vorbesc despre sexualitate la iubire dacă n-am primit-o niciodată? Dar adevărul este că în iubire și pe fondul iubirii lucrurile astea se întâmplă într-un mod foarte, foarte profund. Aici aș vrea să aduc un alt subiect în discuție pentru că am ajuns la subiectul iubire și pentru că este un lucru care e de multe ori greșit interpretat și anume iubirea de sine. Da? Deci poate n-am avut pe cineva în copilărie care să ne iubească, dar vine un moment în care suntem adulți, în care putem să începem să ne creăm viața dincolo de convingerile limitative, dincolo de bariere, dincolo de povestea pe care am avut-o și în acel moment ajungem la ideea sau aflăm ideea că iubirea trebuie să înceapă cumva cu noi. Da, e, apropo de, știi, trebuie să avem noi grijă ca și părinți ce facem în copilărie, pentru că altfel îi dăm durere de cap. Bine, eu mai am o vorbă. Dragi părinți, dacă vreți, bușiți-vă cât vreți voi copii, că trebuie și noi psihoterapeuții să trăim din ceva. Da, asta cu iubirea de sine, în condițiile în care nu ai primit, să zicem, în copilărie, mi se pare extrem de dificil. Adică nu că mi se pare, o văd la oamenii care vin în psihoterapie și îți dai seama că asta este principala lor problemă, că nu se iubesc. Nu se iubesc pe ei și atunci acceptă tot felul de situații toxice în viața lor. Și sincer, trebuie să spun un lucru pe care l-am constatat, numai în momentul în care omul ajunge foarte jos, își primește șuturile astea clasice, abia atunci începe să înțeleagă că este singura persoană responsabilă de propria persoană. N-am văzut așa cineva doar de dragul de a lucra cu el și să ajungă la iubirea de sine. Ca întrebare, tot timpul mi-o pun, eu nu prea sunt pe filozofie, eu sunt pe practică. Cum ajungem la iubirea asta cum ajungem la iubirea de sine? Dacă nu am experimentat, adică dacă inițial nu mi s-a oferit mie iubire, cum ajungi la ea? Nu știu dacă putem să răspundem. Cred că ăsta e un subiect de un întreg șir de întâlniri. Eu am ajuns la această iubire de sine. Personal am ajuns după ce am ajuns într-un mare burnout. După ce eu m-am alergat pe mine, am fost cel mai mare agresor în viața mea și atunci fiind foarte jos. Dar nu aș recomanda nimănui, știți, dragilor, vreți să ajungeți la iubirea de sine, experimentați cele mai nasole momente din viața voastră și să ajungeți acolo. Eu sunt și cu purtătorul de vești bune în conversația asta. Tot așa, citeam zilele trecute că, de fapt, la un moment dat, prin înțelegere, ni se deschide o cale către a trăi altfel.
Adică, ok, am experiențe neplăcute, mă supun unor experiențe neplăcute, mă duc în situații care sunt periculoase, nu neapărat la nivel fizic, dar emoțional, sau îmi neg emoțiile pentru că nu am curaj să le trăiesc sau că sunt prea mult, la un moment dat, totuși acea voce, intuiția ne mai șoptește câte un lucru și cumva și mintea ne ajută să ne ducem către o cale de vindecare. Pentru că în momentul în care înțeleg, văd că ceva e adevărat pentru mine, am posibilitatea să aleg altceva. Asta aș conecta cu unul dintre mentorii mei, care de fiecare dată când îi povestesc ce mi se întâmplă, că și noi mai trebuie să mergem ca terapeuți, să avem și noi oameni apropiați, întotdeauna îmi pune întrebarea asta și, într-adevăr, începe să ruleze în background. Ești fericită? Îți aduce bucurie decizia pe care ai luat-o? Și atunci, întotdeauna, te ajută să te reconectezi la tine și care este adevărul pentru tine și adevărul la care te duce către starea aia de bine despre care am mai tot vorbit. Da, corect. Asta te poate duce a analiza, a filtra, te poate duce și întrebarea, sunt fericită? Tot așa, uitându-ne la ce se întâmplă și la lucrurile care se scriu în domeniul de psihoterapiei, se spune că noi suntem acum generația care a deschis o foarte mare conștientizare, pentru că dacă ne uităm inclusiv la sexualitate, cum se transmiteau lucrurile de la străbunica către bunica noastră, de la bunica către mamă, de la mamă, de la mame către noi, care până la urmă mamele noastre erau tinere în anii 60, da, 60-70, care la nivel planetar a fost o mare explozie a sexualității, da, a apărut pastila anticoncepțională care din start deschidea o altă posibilitate, liberalism, mișcarea flower power, deci foarte multe lucruri care cumva împuterniceau ființa umană să trăiască emoția, dorința într-un mod natural, fără acel strat de vină, de greșeală sau de rușine sau de mare secret. Și apare trendul de părinți conștienți. Și să sperăm că așa o să fie de acum înainte, dar conștienți. Uite, să știi că am avut o discuție cu unul dintre părinți acum jumătate de ani. Și fiica lui, 16, nu știu dacă avea 16 ani, și a zis, eu îi permit ei să testeze absolut orice, pentru că oricum n-o să-mi ceară părerea și dacă să-mi ceară părerea, eu știu că nu va ține cont de ea și că încearcă absolut orice, inclusiv sexualitatea în grup. Și am zis, ok, da. Apropo de părinte care ești, îți lași copilul liber, nu ai totuși niște valori, nu ai niște principii pe care vrei să le transmiți, normal că va fi alegerea copilului. Dar nu este totul doar despre a-i lăsa libertatea să experimenteze. Asta e mesajul pe care a zis că îl transmite copilului. Eu vreau să-i dau libertatea să experimenteze cât mai mult și după aceea să-și aleagă ceea ce este mai bun pentru el. Da, ca părinte am multe lucruri de comentat aici, pentru că noi nu ne dăm seama, adică, sau cel puțin nici ca adulți nu ne dăm seama ce experiențe ne vor răni. Exact. Și în ce situații ajungi, pentru că nu ești pregătit la 15-16 ani, nu ești pregătit tu cu tine, să lucrezi tu cu tine, dar apoi să intri în diferite experiențe și cărora să le faci față, să le faci față celorlalți, care nu știu cum vor reacționa. Da. Da, partea tristă este că în general noi ca ființe umane, în momentul în care ajungem la aceste momente pe care nu putem să le gestionăm, este că ne blocăm pe noi de a trăi. Deci ne inhibăm, ne amorțim, ne ducem într-o zonă în care chiar nu mai putem să ne creăm. Dar viața și are cursul, vin peste noi acele încercări și acele momente care ne pun din nou în situația de a reflecta cine suntem și ce ne dorim cu adevărat. Mai spunem puțin despre carte. Nu este un secret, cartea apare la editura 3. Știți acum unde să o găsiți. Ce ți-ai propus cu cartea? Care a fost povestea cărții?
Ai spus, Alina, ori ai pus întrebarea asta, cine suntem și ce ne dorim cu adevărat? Și e o temă destul de pregnantă în cartea aceasta. Întotdeauna, ca părinte, să le punem întrebarea copiilor noștri ce își doresc, dar să clarificăm lucrurile din timp. Îți place? Îți place inclusiv interacțiunea cu prietena ta? Te regăsești acolo? Te bucuri de această experiență? Tocmai ca să fii aware, să fii conștient de cine ești și ce-ți dorești tu cu adevărat, nu pentru că într-un grup social trendul este să se întâmple lucrurile într-un fel sau altul, ci trendul trebuie să fie ăla al tău interior despre cum te ghidează. Deci, cartea asta am scris-o tocmai din principiul acesta că părintele este singurul care are responsabilitatea din primii ani de viață să facă această educație sexuală. Eu, ca specialist sau un profesor, nu pot să vină și să vorbească din perspectiva lui, din principiile lui de viață. Numai tu, ca și părinte, poți să faci asta și să-ți dorești să-i transmiți anumite valori și principii. Copiii au nevoie de ele. Ei se hrănesc cu ele. Versus să-i lași așa liberi, este ca și când îi lași în întuneric, pentru că ei încă nu cunosc viața, îi lași întuneric, fără să-i ții la început de mână. Lași acolo, ok, descurcă-te, experimentează. Și da, nici eu ca și copil nu am primit aceste informații, n-am fost educat absolut deloc, n-am avut, cred că, nicio discuție vreodată cu părinții mei. Și venind din acest background, am simțit nevoia că în România este bine. Există din afară destul de multe cărți, dar în România nu cred că a scris nimeni pe tema asta a sexualității și din perspectiva noastră a românilor și a modului în care noi am fost crescuți. Pentru că în alte țări, de exemplu, educația sexuală a început din anii 50. La noi nici nu a început această educație. Deci, pe fondul lipsei de educație de la noi, a lipsei de informații, să zicem așa, sistematizate și din perspectiva părintelui care face el educația. Și un lucru pe care pun foarte, foarte mult accent și despre care am vorbit mai devreme este să privim lucrurile astea pe un fond de iubire, nu pe ceva tehnic, cum ar trebui să se întâmple sau din perspectiva că trebuie să folosim anticoncepționale, trebuie să folosim prezervativul. Astea sunt niște chestii tehnice acolo. Și mai târziu, adică Și un pic. trebuie să lămurim multe lucruri Da, până la ce exact. folosim. Până să ajungem în faza să le folosim, hai să vedem cine sunt eu, ce-mi doresc eu, sunt în relația potrivită, sunt în faza în care sunt pregătit pentru ceva care poate să fie foarte, foarte frumos, sau putem să ajungem în faza asta în care suntem, cred că, pe locul 1 la nașterile în rândul celor sub 18 ani în Europa. Da, o carte pe care vă o recomand, o carte care își propune să aducă o lumină într-un subiect tabu și care să deschidă practic o conversație și un dialog între părinți și specialiști, școală și specialiști, părinți, școală și nu în ultimul rând și cu copiii noștri. Mulțumesc foarte mult, Simona, pentru aceste lucruri. Dacă mai ai Mulțumesc un și eu. lucru pe care vrei să-l transmiți, eu... Păi, așa cum îmi place mie, să ne bucurăm de viața sexuală a noastră și să le transmitem cele mai potrivite valori copiilor noștri și să fim acolo pentru ei. Chiar dacă ei de multe ori ne tratează că n-au nevoie de noi, ei cu atât mai multe momente le dau nevoie de noi. Mulțumesc frumos!